Vă pupă un chiucică. Am aici un prun Stanley. M-am jucat un pic cu altuirea acum câțiva ani de zile. Aici se vede, aveam un curcoduș bătrân. Am altuit un braț, după care am retezat partea grosă a curcodușului și a rămas așa. E foarte bătrân. Se vede, coaja e crăpată. I-am dat cu cuprice, dar degeaba. Săracul e cât o mai ține. Dar are câțiva ani de zile. M-am bucurat de rodul lui. Ia uitați-vă ce producție poate să dea. Deci Stanley alduit pe curcoduș. Deci full. Vă rog să mă credeți că e super încărcat. Uitați-vă și în partea asta. Îl filmez și de aici. Se vede, da? Altuirea a călușat foarte bine, dar el pe partea asta văd că arată ok, pe partea cealaltă e un pic mai... Și aici sunt tot așa doi pruni, tot Stanley, altuiți pe corcodus. Le-n joacă. Dar o să fiu nevoit să-i scot pentru că aici am prins, uitați, al doilea. Sunt super încărcați. Problema e că am un brad prins aici. Nu știu dacă mai merge să-i mai las. O să facă bradul ăsta mare și îi umbrește. Și aici am un alt prun, un Santa Rosa. Uitați-vă cât sunt de mari la vremea asta. Au mânate, astea o să cadă jos toate, să văd. Își urmează producția singură. Pentru că nu poate să le ducă, să sunt niște prune foarte, foarte mari. Uitați cum își urmează pomul, producția singură. Își păstrează doar ce poate să ducă. Uitați-le. Astea toate, decât atingi cu una de ele și cad. Nu trebuie să... Bine, o să cadă ele singure în timp. Pomul știe cum să-și gestioneze producția. Uitați-vă ce frumusețe de prune. Și aici la fel. De-astea micuțe galbene. Am văzut și la mări, la fel, dar la mări mai trăiesc zrărite. Uitați-vă ce încărcătură de prune poate să aibă. La cât sunt ele de mari. Deci la vremea asta sunt... Uite mai prunele. Și acolo sunt, pe drum, sunt niște pruni dintre aia. La ei noștri românești, bistriți. Și asta e Stanley de care v-am zis. E full de prune. Vă pup, o zi frumoasă!